tânjești după o viață de rugăciune constantă, după o conectare mai continuă cu Dumnezeu, în care să-ți reamintești de-a lungul zilei voia Lui pentru viața ta, să-ți vezi sufletul înaintea Lui și să experimentezi iubirea și nu știi unde și cum să începi? E mai simplu decât crezi. Domnul nostru ne-a dat cheia în esență tare, un ghidaj pentru conținut, accent și scop al rugăciunilor noastre, dar o utilizăm prea puțin. Pericolul familiarității e că nu mai auzim zguduitoarele realități la care această rugăciune ne cheamă să medităm. Aș vrea să trec linie cu linie prin ea. Vă putea doar să zgârii suprafața adevărului pe care le încapsulează și pe care suntem chemați să le personalizăm vieților noastre. Rugăciunea noastră trebuie să fie o continuă parafrazare a rugăciunii Domnului, care poate deveni o unealtă atât de la îndemână să ne alinieze gândurile și emoțiile împărăției cerurilor. Tată, ce șocantă onoare ne dă Hristos să putem să ne adresăm Regelui Universului din postura de fii și fiice. Adică Dumnezeu te cunoaște și te iubește mai mult decât îți cunoști și iubești tu copiii și vrea să ți se facă cunoscut și îți poartă de grijă. Cum să credem că am primit asemenea statut? Hristos e cheia. Îl putem vedea încrezători ca Tată doar primind uimitoarea lucrare a lui Hristos. Dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi cer. Ai un Tată în ceruri. Ce poți să-ți facă niște oameni? Ce tragedii poți să dărnici binele pe care El e capabil și binevoitor să-ți iese chiar și din cele mai întunecate fire ale vieții tale? Privește la cruce, Dumnezeu, din tragedia ultimă, cel mai injust rău față de cea mai bună persoană, a făcut salvarea întregii lumi, chiar și cele mai sfâșietoare suferințe. Nu este sub controlul și puterea sa răscumpărătoare de a face ca toate lucrurile să lucreze spre binele celor ce îl iubesc. Ce bine mai mare decât să prindă formă în noi chipul Fiului Său când îi spui, Tată, cutremură-te și mulțumește-i pentru onoarea de a fi primit și transformat în frate al lui Hristos. Lasă ca acest cuvânt, Tată, să adâncească în inima ta încrederea mângâietoare, în iubirea sa de bun, Părinte. Acest dulce nume al lui Dumnezeu pe care Hristos ne-l oferă ne eliberează de neîncredere și teamă. Dacă Tatăl este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Nostru. Nu e doar Tatăl meu, ci și Tatăl tău și Tatăl aproapelui meu. Realizez eu că și cei din jurul meu au un Tată în ceruri? Permite acestui cuvânt să deschidă ochii, la felul cum îi tratezi pe cei din jurul tău, să-ți pună sub lupă atitudinea cu care îi privești. Dacă și tu ai un Tată în ceruri, mă tem să te tratezi cu nesăbuință, cu dispreț, cu nepăsare, cu viclenie. Soțul tău are un Tată în ceruri. Soția ta, copiii tăi au un Tată în ceruri. Mai mult, îngerilor văd necurmat fața Tatălui. Cutremură-te să fii nedrept cu ei, nu îndrăzni să-i denigrezi. Ce, sunt eu păzitorul fratelui meu? Întreabă Cain. Da. Cum să nu fii păstorul fratelui tău pentru care a murit Hristos? Ești dator să umbli în dragoste față de El, să nu-L mâhnești pentru pricină de nimic. Are un Tată în ceruri.